Bine te-am regăsit spre Esențial. Sunt în această zi pe drumul spre Esențial și vreau să vorbesc despre movila pe care ai nevoie, despre o movilă esențială pentru tine. În spatele meu sunt mai multe movile care a captat atenția oamenilor și a ridicat diferite întrebări, diferite mistere, ce ar putea reprezenta aceste movile. Unii spun că sunt morminte din vechime, asupra cărora s-a construit aceste movile. Alții spun că sunt comori, alții spun că sunt căi de acces spre alte dimensiuni, alții spun că au fost folosite în diferite ritualuri religioase, alții spun că sunt orientate spre stele cu diferite roluri. Dar eu vreau să-ți vorbesc despre o movilă pe care ai nevoie, o movilă care îți trebuie în viață. În cartea Geneza, la capitolul 31, Iacov, din care se trage poporul Israel, el se numea Iacov, iar după aceea Dumnezeu i-a schimbat numele și a pus numele Israel și de la el se trage toată seminția lui Israel. Acest Iacov a fost într-o colaborare cu un om numit Laban, un gospodar din vremea aceea, un om înstărit. Și când și-au încheiat colaborarea, ei au făcut o înțelegere și spune că au zidit o movilă, s-au urcat pe ea și au mâncat pe acea movilă ca un act de armonie, de înțelegere, de legătură, de legământ, ca un contract, ca un act care a împământenit hotarul dintre ei. A spus, până la movila aceasta este al meu, de la movila aceasta încolo este al tău. Și acele movile în antichitate reprezentau legăminte, hotărâri, pacturi, contracte. Și vreau să-ți vorbesc despre o movilă despre care tu ai nevoie. Dumnezeu spune că vrea să aibă cu tine un pact. Dumnezeu vrea să aibă cu mine un pact, o înțelegere, o movilă din aceasta la care El a lucrat, lucrează și vrea să lucrezi și tu. Și când se va termina această lucrare, această movilă reprezintă legământul, edificiul, garanția, hotarul dintre tine și Dumnezeu. Reprezintă locul care Dumnezeu l-a stabilit ca moment în care tu ai hotărât să faci o movilă de legământ între tine și Dumnezeu. Spune că Iacov a stat de o parte, Laban a stat de cealaltă parte, au urcat pe această movilă și au mâncat împreună ca un act al înțelegerii și al legământului dintre ei. De aceea vreau să-ți vorbesc și ție despre această movilă. Oamenii din antichitate au încercat și au gândit cum să prindă eternitatea. Aceste movile și aceste tipuri de piramide care sunt și în Egipt și în mai multe locuri erau folosite de oameni cu speranțe de a fi locuri și porți spre nemurire. Dumnezeu vrea să construiască împreună cu tine o movilă de legământ. De aceea te întreb, ai o movilă de aducere aminte, de mărturie, pentru că noi înțelegem pe Dumnezeu ca și cum de la sine noi suntem în regulă cu El. Și Dumnezeu ne-a declarat în Scriptură vrăjmași ai Lui, pentru că din Geneza omul a necinstit pe Dumnezeu. Iisus Hristos ne spune că Dumnezeu vrea să se împace cu noi și vrea să facă un pact. Și spune că acest pact este de aducere aminte, este un legământ, este ca o movilă din aceasta, care să reprezinte un simbol, o hotărâre, un pact, un legământ între tine și Dumnezeu, ca în ziua de apoi, în ziua din urmă a judecății, Dumnezeu să se uite la mărturia ta și să spună, da, a existat un moment în viața ta când tu ai stat de o parte, eu de cealaltă parte și împreună am făcut un pact. Am adus o piatră de aducere a minte, am zidit o movilă împreună. Urcă spre această movilă și stai cu Dumnezeu la masă pe ea. Într-un loc acela, probabil, Iacov cu Laban s-au urcat, au mâncat și au hotărât legi cu privire la teritoriu și așa mai departe. Evanghelia după Luca, la capitolul 14, versetul 31, Domnul Iisus Hristos
le spune o pildă oamenilor din vremea lui și le spune așa: un împărat mai puternic și mai tare, cu mai mulți ostași, a plecat la luptă împotriva ta. Și spune: un împărat mai mic, cu mai puține oști, mai slab, care ești tu, când vede că împăratul mai puternic a plecat la luptă împotriva lui, pentru că există o vrăjmășie de care ți-am spus mai devreme, acel împărat spune că ar face bine, acel împărat mai mic, să trimită împăratului mai mare o solie de pace. Ar fi bine, spune Hristos, să facă un pact de înțelegere, să construiască o movilă, până să ajungă împăratul mai puternic să dea față în față cu el. Fie că vrei, fie că nu vrei. Fie că îți place, fie că nu îți place. Fie că crezi, fie că nu crezi. Dumnezeu este un împărat mai puternic și tu ești un împărat mai slab. Ești și tu un împărat. Ești împărat peste propria inimă, peste propriile gânduri, peste propria viață. Dar Dumnezeu, vrei, nu vrei, este un împărat mai puternic. De aceea, Hristos dă o pildă și spune: împăratul acesta mai puternic, care este Dumnezeu Tatăl, a plecat cu oștile lui împotriva ta. El a plecat din Geneza, împotriva oricărei necinstiri al numelui său care s-a făcut în istorie. Dar în cartea Apocalipsa, la capitolul 7, un înger se ridică spre cerul, care este Iisus Hristos după crucificare, și strigă: nu vă tămați pământul, copacii, iarba, nu distrugeți planeta, pentru că am să pun pecetea pe cei care sunt ai mei. Am să fac movile în viața oamenilor, ca atunci când va ajunge împăratul puternic, tu să fii sub protecție. Acea movilă care se face în sângele Iisus Hristos, acel înger care este Iisus Hristos, care în Apocalipsa 7 se ridică spre cerul și strigă cu autoritate: nu vă tămați, acord un timp de armistițiu în care să se mântuiască oameni. Dar în acest timp Dumnezeu este cu oștile spre tine. În Iisus Hristos zidește o movilă. În Iisus Hristos pune o temelie. Ca în vremea de apoi să spui: Doamne, în ziua aceea împreună am făcut un pact și ne-am împăcat. Ți-am trimis o solie de pace. Ne-am zidit o movilă împreună în sângele Hristos. Hai să stăm la masă împreună pe această movilă și să ne bucurăm de părtășia unității, colaborării, prieteniei și împăcării dintre tine și Dumnezeu. Fă-ți o movilă, ai nevoie de ea.